Ce ați văzut este Iron Dome în acțiune, pentru că azi dimineață, la ore mici, încă o dată Hezbollah a atacat Israelul. Este vorba despre un atac cu 50 de rachete. Au fost interceptate de Iron Dome și ca să vă dați seama cât de mare este starea de tensiune, cât de mare este așteptarea, urmează să vină atacul iranian, veți vedea imediat imagini transmise în direct de agențiile de presă. Agențiile de presă internaționale și-au montat camerele în locuri pe care le cred jurnaliștii că vor fi locuri cu atacuri în orele următoare. De exemplu, aici aveți o cameră montată chiar la granița Israelului cu Libanul, deci e vorba despre zona de nord a Israelului. Știm că în sudul Libanului sunt poziții Hezbollah, de unde de mai multe ori au fost lansate atacuri. E unul dintre motivele pentru care jurnaliștii vor transmite toată noaptea imagini în direct de acolo. De ce? Pentru că acest atac, oamenii care se pricep, militarii, spun că cel mai probabil atacul va fi unul direct al Iranului asupra Israelului, dar va fi și un atac prin proxy. Ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în aprilie și atunci putem să ne așteptăm la un atac generalizat dinspre nord, din Gaza, e vorba despre un atac care ar putea să fie lansat de Hamas, din Yemen, din Iran, și evident aliații Israelului de data aceasta ar interveni pentru a apăra țara. Cam astea sunt așteptările. 24 de ore era ultima evaluare făcută în legătură cu iminența atacului iranian. Vă reamintesc că studioul Digi24, invitații noștri Sabin Orcan, Emanuel Cernat, Ion Meioniță, ni se alătură Raluca Moldovan, este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, specialist în Orientul Mijlociu. Bună seara, Raluca Moldovan! Bună seara, Cosmin, mulțumesc pentru invitație. Rămăsesem cu dimineața atacului Hezbollahului. Știm în momentul ăsta la ce să ne așteptăm, la ce vă așteptați dumneavoastră? Dacă am ști exact la ce să ne așteptăm, am fi mai bine pregătiți. Ce este cert este că Iranul nu va lăsa să treacă nepedepsit, să spun așa, acest afront pe care el consideră adresat de Israel, la adresa suveranității statului iranian, prin uciderea lui Ismail Haniyeh. Și mă aștept la un atac într-adevăr concertat, așa cum ai spus mai devreme. Se vor folosi foarte mult de Hezbollah, se vor folosi probabil și de grupuri din Siria, pentru că Siria ajută foarte mult la circulația de informații și muniții dinspre Iran către Liban, posibil și din Gaza, posibil câteva grupuri din sfera de influență a Iranului și din Irak. Deci, sigur, va fi o strategie coordonată de către Teheran. Poate nu un atac de maximă amploare, dar măsurile de precauție au fost luate, după cum am văzut, Statele Unite au trimis nave de luptă și muniții suplimentare Israelului și și-au sfătuit cetățenii să plece din Liban cu cele mai rapide și mijloace disponibile, cât de repede să plece. Benjamin Netanyahu, premierul israelian, spune urmează zile dificile, am auzit amenințări venind din toate direcțiile, suntem pregătiți pentru orice scenariu. Ne-a atras atenția că vorbește despre zile dificile. În aprilie a fost o noapte, o jumătate de noapte, un atac de noapte. Acum e vorba despre zile? Da, pentru că strategia de coordonare a Iranului cu organizațiile proxy din sfera sa de influență pot
duce la un astfel de atac prelungit. Sigur că vor testa întâi apele, vor încerca cu rachete, cu drone să vadă cât de mult rezistă Iron Dome și după aceea mă aștept, dacă Iron Dome își dovedește din nou eficacitatea, să încerce infiltrații prin grupuri de gherilă în nordul Israelului, prin înălțimile Golan, iarăși poate pe la granița dintre fâșia Gaza și Israel. Deci mă aștept să fie și un atac terestru, nu doar rachete și drone. În stânga ecranului jos sunt imagini din Liban, aeroportul din Beirut. Oamenii pleacă și românilor li s-a cerut. Ministerul de Externe are o recomandare pentru românii din Liban să plece cât de repede pot, cât încă mai au zboruri la dispoziție. Asta vorbește mult despre așteptările și așteptările în privința Libanului, Raluca Moldovan. Adică ar putea exista un răspuns israelian asupra Hezbollahului? Da, în mod sigur va exista un nou astfel de răspuns după uciderea comandantului Hezbollah, pentru că Libanul este o amenințare de securitate extrem de gravă la adresa Israelului și Israelul încearcă pe cât posibil să evite un război pe două fronturi. Deci vor încerca să neutralizeze ținte din interiorul Libanului sau personaje cheie din interiorul organizației Hezbollah prin atacuri targetate, tocmai pentru a evita să fie prinși într-un astfel de clește cu atacuri din sud și din nord. Mulțumesc, Raluca Moldovan, profesor Universitatea Babeș-Bolyai, în direct la Digi24, încă o dată pentru telespectatorii noștri. Statele Unite au în Golful Persic un portavion și trimit un al doilea. Portavionul nu e doar vaporul în sine, ci este vorba despre un întreg grup de luptă. Îl trimit acolo pe încă un portavion pentru ca în felul acesta probabil să îl folosească drept forță de descurajare, dar și pentru a participa la o eventuală interceptare a rachetelor care ar fi lansate din Iran către Israel. În același timp, în Orientul Mijlociu, pentru vizite și discuții de coordonare în Israel, Iordania și Arabia Saudită, este șeful US Central Command, deci este un înalt șef din armata americană, care este acolo pentru a se coordona cu apărarea israeliană. Mai știm că Emmanuel Cernat, ministrii cabinetului Netanyahu, au plecat în weekend cu telefoane speciale, cu transmisie direct prin satelit, pentru că dacă ar exista o lovitură directă sau poate război electronic care ar bruia comunicațiile de telefonie mobilă să aibă cum comunica cu centrul. Mai știm că în armata israeliană au fost oprite toate permisiile în acest weekend și toți soldații sunt în cazărmi și populației s-a cerut să facă provizii, dar aici populația e pregătită. Practic, Israelul este o țară pe picior de război întotdeauna, în permanență, e o operațiune aproape curentă acolo. Da, în plus față de acestea, în aceste zile au fost semnalate din ce în ce mai des perturbări ale sistemului GPS, pentru că se încearcă bruierea sistemului GPS tocmai pentru a nu facilita rachetele care se așteaptă să fie trase fie dinspre Liban, fie dinspre, chiar dinspre Iran și a le conduce pe către niște ținte false. Situația în Orientul Mijlociu, bineînțeles, este una care escaladează cu pași repezi. Se face de foarte multe ori paralela cu situația din aprilie, atunci când o lovitură israeliană a ucis doi generali, ne amintim, în cadrul ambasadei Iranului din Damasc. Atunci se aștepta tot așa o lovitură din partea iraniană. Iranienii la acel moment au venit și au lovit de o manieră controlată. Controlată la modul în care și-au dorit să nu facă foarte multe victime, tocmai pentru a feri escaladarea. În acest moment însă, Iranul și deja în centrul Teheranului există numeroase bannere alternate bilingve în farsi și în israeliană, în care se spune răspunsul nostru va veni și de această dată el va fi unul pe măsură. Tocmai de aceea există de asemenea lor de poziție ale unor înalți oficiali iranieni care vin și menționează posibilitatea ca loviturile să nu mai vizeze numai zona de graniță, ci de această dată să vizeze preponderent orașul Haifa, care este în zona de nord a Israelului, în raza de acțiune a rachetelor pe care Hezbollah le poate trage și chiar Tel Avivul,
capitala Israelului și atunci de aici și această grijă sporită. Într-adevăr, prezența americană a crescut acolo, a fost trimis un nou portavion, portavionul Abraham Lincoln, care vine cu o nouă escadrilă, tocmai pentru, așa cum a spus, în dublu sens de descurajare, dar și de participare la eforturile de apărare. Grija cea mai mare în acest moment a israelienilor nu este neapărat legată de Iran. Pentru că Iranul trage rachete care trebuie să străbată, pe de-o parte, distanțe mari. Iordania trebuie să treacă odată de scutul aerian american și după aceea de scutul aerian israelian. Și atunci amenințarea cea mai mare este vizată de tirurile de rachete ale Hezbollah. Hezbollah care trage foarte aproape de graniță, care până în acest moment, aminteam de acea lovitură din luna aprilie, la acel moment Hezbollah s-a abținut de la a participa la atacul iranian asupra Israelului și în ultimele, după momentul octombrie, 7 octombrie, toate rachetele pe care ei le-au tras au fost către zone părăsite. Au tras 6.000 de rachete numai către ținte părăsite, au fost destul de puține victime în urma acestor tiruri de rachete, dar în acest moment, având în vedere numărul foarte mare de rachete pe care cei de la Hezbollah îl au, există temerea că acel Iron Dome celebru, scutul antiaerian israelian, să fie saturat de către numărul mare de rachete și din acest motiv autoritățile israeliene au anunțat deja populația să se pregătească la atacuri care să aibă un impact destul de semnificativ, nu numai material, ci și din punct de vedere uman. Șefii diplomaților americană și franceză, discuție telefonică în această după-amiază și un apel, un nou apel la reducerea tensiunii, un apel la responsabilitate. Așa, astea sunt cuvintele folosite. Apel la responsabilitate pentru că temerea este de un război generalizat, regional, dar generalizat, în care toată lumea să aibă răfuiel cu toată lumea. Este scenariul de groază. Tensiunea este foarte mare. Și acum sunt minute de activitate diplomatică, cred că fără precedent, pentru a încerca să oprească extinderea războiului la nivel regional. O extindere la nivel regional care nu ar mai putea să fie oprită. Adică de la regional poți să ajungi oriunde. În momentul în care Israelul ar fi atacat în forță de Iran, lucrurile s-ar duce în direcții pe care nu le bănuim, nu le putem bănui. Adică le putem bănui, dar nu vrem să le vedem desfășurându-se. Pentru că ar fi un pericol pentru securitatea și stabilitatea întregii lumi. Nu numai a regiunii, care oricum este cea mai periculoasă regiune din lume. Și vedem acum reuniunea grupului G7, miniștrii de externe. Ministrul iordanian de externe e în Iran. Netanyahu discutând cu americanii, este așteptat generalul american în Israel. Este o activitate extraordinară, dar se pare că până acum nu există prea mari șanse pentru a împiedica un atac iranian asupra Israelului. Pentru că Iranul afișează această dorință de răzbunare în urma atacurilor în care a fost ucis un lider Hezbollah și, bineînțeles, liderul Hamas, Ismail Haniyeh. Deci, lucrurile sunt mult mai periculoase decât au fost în aprilie. Tot în urma atacului de la Beirut, de atunci. Dar vedem că totul a pornit în 7 octombrie cu atacul terorist, iar acum noua escaladare a fost produsă tot de un act terorist. De o rachetă care a lovit stadionul unde erau copii, 12 copii uciși din comunitatea druză, deci și retalierea puternică a Israelului, care a ucis liderul militar Hezbollah în Beirut. Deci lucrurile sunt extrem de complicate, putem să ne așteptăm la orice și sunt apelurile tuturor statelor care vor să scoată cetățenii cât mai repede din Iran, din Liban, din zona de conflict și din Israel, din zona de conflict. Practic sunt toți somați practic să plece cât mai repede de acolo pe orice cale. Deci am văzut, cum se spunea, luați orice avion, oriunde puteți să plecați, plecați acum pentru că se așteaptă într-adevăr
o reacție dură din partea Iranului. De asemenea, premierul israelian Netanyahu a spus că orice s-ar întâmpla, Israelul nu va da înapoi și, practic, suntem în această poziție de confruntare. Spune Benjamin Netanyahu, suntem pregătiți... Nu ne temem de Iran. Pentru orice scenariu. Exact. Suntem pregătiți pentru orice scenariu, nu sună bine deloc. Da, să le spunem oamenilor că, de fapt, aceste lovituri, una recunoscută de Israel, cea din Beirut, în care a fost eliminat capul militar al Hezbollah, nu capul politic, la Teheran a fost eliminat capul politic al Hamas. Lovitura neasumată. Da? Care nu aduce nimic din punct de vedere strategic militar, pentru că operațiunile militare ale Hamas din fâșia Gaza sunt conduse de cu totul alte personaje. De ce este însă o lovitură simbolică? Pentru că a demonstrat slăbiciunea Iranului, dacă poți să asasinezi în capitala acestui stat uriaș, un oaspete, nu? Că venise la depunerea jurământului de către noul președinte iranian, un oaspete care era cazat chiar într-o clădire care ar fi trebuit păzită chiar de corpul de elită al militarilor iranieni. Însă, dacă ne uităm puțin în urmă și mă uitam pe o analiză mai devreme, Wall Street Journal spune că ultimele știri sunt că diplomații din Liban și Iordania au încercat să-i convingă pe iranieni să nu escaladeze și că iranienii le-au spus că nu ne interesează nici ce fac Statele Unite, nici nimeni altcineva. Dar dacă ne uităm în trecut, am avut niște asasinate comise de Israel, cel mai probabil, un celebru om de știință care se ocupa cu programul de înarmare nucleară al Iranului, asasinat tot în Iran, și în afară de o retorică foarte belicoasă, Iranul n-a făcut mare lucru. Am avut pe asasinarea lui Soleimani la Ordinul Statelor Unite, dar desigur că de conivență cu israelienii, unde la fel a existat o retorică foarte puternică și au lovit o bază americană goală, tocmai pentru a nu escalada. Deci există niște gesturi în trecutul apropiat care ne pot face să credem că e posibil ca să fie mai mult retorică decât lovitură. Eu nu știu, n-am văzut niciun analiz militar care să spună că Iranul are capacitatea de a lansa ceva mult mai mare decât atacul de astă primăvară cu 300 de drone și rachete. De altfel, în zonă, în acest moment, se îndreaptă grupul de luptă condus de portavionul Abraham Lincoln, are vreo 6 distrugătoare, nu știu câte avioane. Deci Israelul nu e singur în această confruntare. Și o să vedem în zilele ce urmează. Însă această lovitură, ca și lovitura împotriva liderului Hamas, nu au nicio relevanță strategică pe teren. Da? Deci liderul Hamas nu conducea operațiunile din Gaza, nu era probabil la curent cu ultimele atacuri teroriste din fâșia Gaza împotriva armatei israeliene care înaintează în continuare acolo, câștigă teren, prin urmare sunt doar lovituri simbolice. Foarte interesante și dezvăluirile de presă despre nemulțumirea președintelui american Joe Biden în legătură cu acest atac de la Teheran. Mai multe ziare, mai multe publicații din Statele Unite vorbesc și din Israel, vorbesc despre ieșirea aproape nervoasă pe care Joe Biden a avut-o într-o conversație cu Benjamin Netanyahu. Joe Biden consideră asasinatul de la Teheran planificat prost, un moment foarte prost. Noi, americanii, așteptam finalul negocierilor pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea tuturor ostaticilor. A fost foarte prost pregătit acest armistițiu și la un moment dat asta a făcut deliciul presei din Israel în mod principal. La un moment dat Biden i-ar fi zis lui Benjamin Netanyahu nu mă lua de prost, când probabil Netanyahu a susținut că nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în capitala Iranului cu asasinarea. Nu, era replica dată de intenția de a duce negocierile la sfârșit. Premierul Netanyahu îi spunea lui Joe Biden, da, negociem și o să încheiem un acord cu Hamas. Și Biden i-a spus, hai, nu mă prosti cu chestia asta, că de câteva luni îmi spui că ajungi la o înțelegere pentru o încetare a focului cu Hamas și nu se mai întâmplă. Haideți să vedem ceva ce i-a lăsat pe toți cu gura căscată, pe toată planeta. În mod principal, evident, pe americani,
pentru că Donald Trump, candidat la alegerile prezidențiale, la un eveniment de campanie, îl felicită pe Vladimir Putin pentru afacerea pe care a făcut-o la schimbul de prizonieri. Donald Trump. I'd like to congratulate Vladimir Putin for having made yet another great deal. Did you see the deal we made? Now look, we want to get people in. You know, we got 59 hostages. I never paid anything. They released some of the greatest killers anywhere in the world. Some of the most evil killers they got, and we got our people back. But boy, we make some horrible, horrible deals, and it's nice to say we got them back. But does that set a bad precedent? Încă o dată pentru telespectatorii noștri, Rusia a predat 16 prizonieri, Occidentul a predat 10 prizonieri, chiar și așa Donald Trump consideră că Putin a făcut o afacere bună. Argumentul lui, ați văzut, este că i-au eliberat pe unii dintre cei mai mari ucigași din lume. E foarte interesant că renunță la discursul că datorită lui s-ar fi întâmplat așa ceva, că numai datorită lui Putin i-ar fi eliberat pe respectivii prizonieri. Vom comenta imediat cu invitații noștri, dar înainte de orice vă propunem două fotografii. Într-una dintre ele, fotografia recentă, îl veți vedea pe Vladimir Karamurza la Bonn, imediat după ce a fost eliberat, pentru că își arată pașaportul. Este o fotografie care multora le-a adus aminte de o fotografie similară, făcută în 1976 la Londra cu Vladimir Bukovski, care își arăta și el pașaportul. Mulți comentează, mulți spun, iată ce înseamnă Rusia lui Putin, practic Uniunea Sovietică există, rezistă, Ion Meioniță, și totuși Trump este nemulțumit. Trump este nemulțumit pentru că e în campanie electorală. Dar poate să zic orice prostie? Da, evident. Dar partea cealaltă este, spune că au fost eliberați niște criminali odioși, malefici, ca să citesc, ceea ce este real. Da, erau condamnați pe viață. Dar nu e prietenul lui Putin. Adică Trump spune că, spunea că el cu Putin sunt în relație și îl apreciază foarte mult. Deci el îl apreciază pe șeful unora dintre cei mai malefici criminali din lume, nu? E logic. Sigur, pe care i-a îmbrățișat la soție. Exact. Sigur. Nu mai explică cum spune eu relația mea cu Putin, nu știu ce. Și acum spune ceea ce este adevărat, că da, au fost eliberați niște asasini, condamnați, unul dintre care ei... Care asasin, Ioane? E unul singur de mai 8 asasini. Și restul erau agenți fantomă. Am lista în față. Da, restul erau spioni, dar nu asasini, ce spune Trump. Nu, dar și erau spioni și erau fantome. Da, fantome, da. Dar asasin condamnat pentru crimă e unul, colonelul. Da. Krasnikov. Dar unde sunt asasinii, criminalii? Nu, dar și restul erau spioni și agenți infiltrați cu identități false care trăiau o viață falsă. Dacă vedeți copiii, ne-am întrebat cu toții cei cu copii care au coborât din avion, nici nu știau că părinții lor sunt ruși. Nici măcar nu știau că părinții lor sunt ruși. Nu. Asta arată erau, că erau legendați complet în America de Sud și apoi au fost arestați în Slovenia. Bun. Asta e realitatea. Dar ne-am adus oamenii înapoi. Și au adus oamenii înapoi. Și nu numai oamenii înapoi, ceea ce nu spune Trump. Karamurza și alții. Uh-huh. Păi sunt niște simboluri, niște oameni arestați pentru ideile lor. Adjuncții lui Navalny, care dacă putea să mai supraviețească, dar nu. A ajuns să mai vadă lista. Ar fi putut, lista. Fi, ar fi în putut acest fi în acest schimb. Dar n-a supraviețuit. Ca să fie schimbat. Ca și cum deci, oameni extrem de importanți care au luptat alături de Navalny, acum au fost salvați. Și, într-adevăr, au făcut acest pas. Și este o victorie mare a lui Joe Biden, care a reușit să obțină acest schimb și mai ales să-i convingă pe germani, pe Olaf Scholz, să-l dea pe acest colonel care era arestat, era condamnat în Germania pentru că a ucis un cecen
în mijlocul Berlinului. Era condamnat pe viață și știm că decizia a fost luată greu. Este foarte greu Olaf Scholz, pentru care Biden i-a mulțumit personal lui Olaf Scholz. Da, pentru că a spus, de ce să le liberez pe acest om, cum spune un asasin? E, ca să l-a convins Joe Biden pentru a scoate americanii de acolo, dar nu numai americanii, pentru că nemții au spus și cetățeni, moral, germani. Da. Și cetățeni germani și moral trebuie să merite schimbul din punct de vedere moral. Și atunci să-i scoatem pe acești dizidenți să le salvăm viața. Astea sunt schimburile. Au dat un criminal, niște spioni și un hacker și un, mă rog, om de afaceri escroc internațional ca să salveze niște vieți ale unor oameni. Karamurza era următorul pe listă după Navalny să fie ucis și el în pușcărie, da? Să fie ajutat să moară în pușcărie. După care pe listă sunt, evident că sunt mai mulți cei eliberați de Occident, sunt mai mulți cetățeni germani, mai mulți cetățeni americani și e foarte bine că s-a întâmplat asta. Viețile lor au fost salvate. Era un jurnalist de la Wall Street Journal. Era o altă jurnalistă acolo. Asta face, Occidentul salvează vieți și Putin își recuperează asasinii, escrocii și spionii. I-a așteptat la covorul roșu, cu covorul roșu. Deci, l-a luat pe Victor But, celebrul traficant de arme. Exact, ce face Putin? Își recuperează asasinii, hackerii și spionii, iar Occidentul eliberează niște luptători pentru drepturile omului și niște jurnaliști. Ce e rău în asta? Care e problema? Trump e supărat că... Citesc în chestiunea asta că înainte de alegeri, la americani toate lucrurile astea contează, să ne aducem de scandal, aminte de scandalul ostaticilor de la Teheran și în campanie electorală asta se joacă și Trump e supărat că a reușit-o Joe Biden. Foarte bine că a reușit-o. Dacă se bucura sincer pentru cetățenii americani, Trump trebuia să spună foarte bine a făcut și nu să-l felicite pe Putin. Mie mi se pare josnic să coboare campania electorală la nivelul ăsta, că va păcăli Putin și iată ce bune afacere a făcut Putin, că eu n-am dat nimic la schimb. Nu există așa ceva. Nu i-ar fi obținut pe acei oameni, nici pe Karamurza, care e principalul inamic cel mai cunoscut după moartea lui Navalny, nici pe ceilalți nu i-ar fi obținut Occidentul dacă nu dădeau ceva la schimb. Așa se practică în toată lumea, nu văd ce-i rău. Occidentul a salvat niște viețile unor oameni importanți. Vladimir Karamurza, cel care ne arăta mai devreme pașaportul, povestește că atunci când au venit la închisoarea lui, la celula lui din închisoarea din Siberia să-i spună că trebuie să iasă, a crezut că ia suna ceasul. A crezut că au venit să-l ia ca să-l execute, cum i s-a întâmplat lui Navalny. A fost dus până la Moscova, de la Moscova în avion până la Ankara, unde a avut loc schimbul de prizonieri. Și explică, pentru că este întrebat de nemulțumirea lui Donald Trump, nemulțumirea că schimbul nu ar fi fost avantajos pentru Occident în capul unora. Și el explică, vă dați seama, Vladimir Karamurza tocmai ieșit din închisoare, salvat, viața lui a fost salvată de acest schimb. Spune, deciziile ușoare vin doar în dictaturi, unde totul este decis de o singură persoană. Într-o democrație sunt întotdeauna foarte dificile deciziile, mai ales cele de acest gen. I-a explicat Vladimir Karamurza lui Donald Trump cum stau lucrurile. Așa este, pentru că a fost vorba de o decizie extrem de dificilă. A fost vorba de o decizie dificilă pentru că, în primul rând, acest acord de schimb de prizonieri, schimb de ostatici, era prevăzut inițial în special pentru Navalny și în subsidiar pentru cei doi cetățeni americani, Paul Whelan, fostul pușcaș marin american, și Evan Gershkovich, jurnalistul Wall Street Journal. Ei erau principalele ținte pentru acest schimb. După moartea lui Navalny, într-adevăr s-au schimbat un pic datele problemei. Iar decizia extrem de dificilă pentru partea americană, dincolo de opoziția Germaniei, care, conform politicii ei interioare, nu acceptă eliberarea unor condamnați, mai ales pentru crime violente, a venit și din perspectiva faptului că știau că pentru Vladimir Putin el va reuși să clameze o victorie în urma acestui schimb. Pentru că, în felul acesta, și s-a văzut că imediat după întoarcerea colonelului Krasnikov, FSB-ul a ieșit și a recunoscut că acesta, într-adevăr, era un ofițer al FSB-ului. Iar mesajul pe care Vladimir Putin l-a transmis și, într-adevăr, de unde vine costul mare al acestui schimb, este pentru că, în urma acestui schimb, Vladimir Putin a transmis
tuturor spionilor pe care îi are în întreaga lume, iată, avem grijă de voi și vom face tot posibilul pentru a vă recupera și a vă aduce înapoi în siguranță. Aici, de aici a pornit toată discuția privind prețul mare plătit. În egală măsură, acest preț merită în momentul în care vorbești de soarta unor oameni, pentru că Vladimir Karamurza, într-adevăr, era într-o situație extrem de dificilă. Se vorbea din ce în ce mai des despre probabilitatea ca acesta să-și piardă viața în închisorile, în închisorile de pe întinsul Federației Ruse, iar scena în care el este sunat de către fiica sa din biroul Oval, unde îl sună împreună cu Joe Biden, pentru a-i auzi vocea, este una extrem de emoționantă și face foarte, se pune foarte mult în contrabalansă vis-a-vis de momentul primirii de la aeroport, în care Vladimir Putin bâguie câteva cuvinte în limba spaniolă copiilor care nici nu știau cine este și ce caută acolo, ei știind toată viața lor că sunt argentinieni și pe care i-a întâmpinat cu cuvintele Buenas noches. Este un moment extrem de, extrem de simbolic pentru ceea ce înseamnă diferențele între lumea liberă și ceea ce se întâmplă la Kremlin. Așa puteți înțelege plânsul, râsul, șocul pe care l-au trăit oamenii ăștia, copiii și soția, când au aflat brusc că ei sunt ruși prin familie. Soția știa, copiii nu știau. Primiți de Putin cu flori și îmbrățișări. Imediat după o scurtă pauză despre Wagner. Wagner în Venezuela pentru a-l apăra, pentru a-l ajuta pe Maduro în fața nemulțumirii oamenilor și înainte de orice, cât de chinuită e mintea lui Putin și cât de chinuite sunt argumentele cu care continuă să-i cheme pe oameni la război. Priviți ultimul spot al armatei ruse, este spot de recrutare. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь к нам днесь. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Аллахумма салли аля Мухаммади ва аля али Мухаммади ва салли. Ля хавла ва ля кувва илля биллах алийул азим. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови Господи, победы православные христиане на сопротивление. Творите, суки! Imagini impresionante de la Madrid, Puerta del Sol, în centrul orașului, piața plină de oameni. Zeci de mii de oameni au demonstrat pentru a nu recunoaște rezultatul alegerilor din Venezuela. Mai bine spus, pentru a nu recunoaște ce pretinde Maduro că este rezultatul alegerilor din Venezuela, pentru a recunoaște câștigul opoziției. În vreme ce în Venezuela apar tot mai multe informații că sunt prezente trupele Wagner, trupele lui Putin, pentru a-l apăra pe Nicolas Maduro. Haideți să vedem imaginile de la Madrid și imediat vedem declarația făcută de Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, în legătură cu prezența trupelor Wagner în Venezuela. Știți că Uniunea Europeană a încercat o rezoluție de condamnare a puterii lui Maduro, de condamnare a faptului că Maduro nu recunoaște adevăratul rezultat al alegerilor. Această rezoluție a fost blocată de Ungaria, motiv pentru care mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Polonia, au semnat un protest în numele acestor țări, pe care l-a înaintat Caracasului pentru a arăta
care sunt rezultatele alegerilor, adevăratele rezultate ale alegerilor din Venezuela, documente, procese verbale, știți cum se întâmplă. În vremea asta, Volodymyr Zelensky, președintele ucrainean, Ion Meioniță, spune că sunt îngrijorătoare informațiile referitoare la prezența trupelor Wagner la Caracas. Sunt acolo pentru a-l apăra pe Maduro. De la începutul săptămânii trecute circulă multe imagini, probabil ele pot fi și vechi, dar faptul că Volodymyr Zelensky vorbește despre așa ceva înseamnă că pericolul e real. Există posibilitatea ca în Venezuela să fie trupe Wagner trimise da, de Putin. Păi da, au fost multe știri legate de prezent și ajutorul, oricum e oficial, ajutorul pe care îl primește regimul Maduro din partea unor state ca Rusia și nu numai. Pentru că altfel nu s-ar menține la putere și cine a crezut că vor fi alegeri în Venezuela unde votul va conta, cred că a fost naiv. Adică asemenea oameni nu pleacă de la putere pentru că sunt mai multe voturi reale împotriva lor. Voturile contează cine numără, nu? După vorba lui Stalin, nu rezultatul din urne. Și, bineînțeles, nemulțumirea este foarte mare, oricum regimul era aprig contestat, au fost numeroase ridicări ale cetățenilor împotriva regimului, dar au fost toate înăbușite. Sunt peste tot soldații Wagner. Sunt aici, dar sunt în Africa, țineți minte, unde susțin același tip de regimuri, regimuri care au preluat puterea prin lovituri de stat militare în Africa de Vest, într-o serie de state pe care le scot din alianțele lor și le duc într-o alianță cu Rusia. Foarte recent în Mali, de pildă, o grupare puternică, Wagner, a fost decimată în confruntarea cu rebelii tuaregi și ucrainenii au spus că au jucat un rol serviciile lor de informații pentru a livra informații celor cu care se confrunta regimul și din Mali și au fost pierderi mari în rândul soldaților Wagner. Deci acționează cam peste tot pentru susținerea acestor regimuri dictatoriale, evident în schimbul la ceva, pentru că sunt resurse. Venezuela este o țară extrem de bogată, cu o populație extrem de săracă. În Africa, de asemenea, sunt state care au tot felul de resurse, minerale, metale rare și așa mai departe, cu interese foarte, foarte mari. De ce vrea Rusia să aibă Venezuela? De ce vrea Putin să-l aibă pe Nicolas Maduro? La ce o ajută? În primul rând este o relație bidirecțională, pentru că la rândul său regimul lui Maduro l-a susținut pe Vladimir Putin și a fost printre puținele țări care de fiecare dată a recunoscut fiecare mișcare făcută de către Vladimir Putin. Anexa, la ONU. Exact, și la ONU. Foarte multe dintre decizii e printre puținele state care votează întotdeauna în favoarea Rusiei. Pe de altă parte, așa cum spunea foarte bine domnul Ioniță mai devreme, Venezuela este una dintre cele mai bogate țări la nivel mondial în ceea ce privește hidrocarburile. Este una din principalele producătoare de petrol din lume, iar dacă ne uităm la modus operandi al miliților Wagner, care își oferă sprijinul, brațul armat în contrapartidă, în schimbul concesionării unei părți din resursele naturale ale țărilor respective, fie că vorbim de mine de diamante, fie că vorbim de mine de metale rare, iată, de data asta, cel mai probabil este vorba despre hidrocarburi, exploatări, zăcăminte petroliere. Este însă îngrijorător faptul că brațul lung al Moscovei ajunge până pe continentul sud-american, iar situația din Venezuela este una extrem de disperată. Vorbim de o țară de peste 30 de milioane de locuitori. 8 milioane dintre aceștia au fugit deja din țară în ultimii ani de sărăcie. Nu numai din cauza regimului autoritar, pentru că Maduro vine ca succesor al lui Hugo Chavez, care măcar era un personaj carismatic.
cu susținere din partea populației reală. Maduro nu are acest lucru. Maduro a prăbușit economia venezuelană și a avut aceste mișcări pe care le-a înăbușit întotdeauna în sânge. A fost o mișcare în 2017, în urma alegerilor, care nu a avut succes pentru că armata l-a susținut. Iată că de această dată se pare că ceea ce este diferit față de celelalte dăți este faptul că diferența la urne a fost una mult mai mare, care nu putea să fie mascată. Se vorbește de o diferență de peste 40% între rezultatul pe care pretinde Maduro că l-a obținut și rezultatul pe care l-a obținut Edmundo González contra candidatul său. Populația a ieșit în stradă, există lupte puternice acolo, iar trupele Wagner sunt chemate ca ultim resort, pentru că se pare că armata începe deja să nu se mai ralieze în spatele lui Maduro și atunci urmează să vedem ce se va întâmpla, dar riscul foarte mare este de destabilizare și a acestei regiuni a lumii. Avem deja atâtea focare de insecuritate și de conflict care se răspândesc și, din păcate, vedem de foarte multe ori o conexiune directă cu Moscova și cu Kremlinul direct. Nu face niciun secret. Kremlinul spune, Peskov spune, opoziția din Venezuela nu vrea să recunoască rezultatul alegerilor. Iar Victor Orban, din nou, face jocul lui Putin. Victor Orban e idiotul util care ne împiedică pe noi în Europa să avem un punct de vedere legat de ce se întâmplă în Venezuela. Interesul este însă și de altă natură. După vremea lui Chavez, nu? Că Maduro este urmașul primului dictator, da? Și anume, Venezuela a început să cumpere masiv echipament militar rusesc, da? De miliarde, 4-5 miliarde numai pe vremea lui Chavez. Evident, de ce se înarmează Venezuela, o țară săracă aflată în care oamenii se află la limita subzistenței, nu știm, pentru că Venezuela nu este și nu păi poate fi atacată. Păi tocmai clama niște teritorii de la vecinii. Buia. Pentru că vrea să atace, nu pentru că s-ar apăra. A doua observație pe care vreau să o fac, să observăm însă, dacă mai dăm imaginile, diferența față de Rusia. Dom'le, în Rusia, în China lui Xi Jinping, că în România, în general, pupătorii de Putin sunt și pupători de Xi Jinping, nu sunt posibile astfel de imagini. În Venezuela sunt niște oameni foarte curajoși, care au trecut în regimul Chavez, unii au fost arestați, acum sunt 20 de morți dintre cei care au demonstrat după aceste alegeri fraudate. Unii au arestat și torturi. Cu toate astea vedem sute de mii, zeci de mii, sute de mii de oameni în stradă. Puteți să vedeți o astfel de imagine în Moscova astăzi? Puteți să vedeți o astfel de imagine în Beijing astăzi? Nu. Pentru că alea sunt niște dictaturi mult mai sofisticate în care toată opoziția a fost căsăpită, a fost închisă, a fost exilată, a fost otrăvită. Și nu mai există în poporul rus, îmi pare rău să spun, ca și în poporul chinez, niciun fel de licărire de opoziție la acești dictatori. În vreme ce în Venezuela oamenii aia se luptă. Opoziția comunică cu, nu, inclusiv cu țările din jur, care au țările din jurul Venezuelei au declarat că opoziția a câștigat alegerile și nu Maduro. Adică cele care sunt direct interesate și știu ce se întâmplă acolo. Deci toată admirația mea pentru acei oameni curajoși și liberi, care înfruntă gloanțele lui Maduro și cu toate astea nu se lasă. N-am văzut, din păcate, îmi pare rău să spun, n-am mai văzut o astfel de tresărire democratică de protest în Rusia sau în China. Pentru că acele dictaturi s-au perfecționat, s-au închis și sunt imposibil de, cum să spun eu, provocat. Putin nu are niciun adversar politic. Toți au fost căsăpiți, risipiți. Un minut, Ion Meoniță, despre manevra lui Victor Orban. Victor Orban blochează o rezoluție a Uniunii Europene de condamnare a minciunilor din jurul alegerilor din Venezuela. Da, știrea era dacă ar fi fost de acord. Altfel face exact ceea ce era previzibil să facă și ceea ce știe să facă, să poarte mai departe în sânul Uniunii Europene politica lui Vladimir Putin. Fără să aibă nimeni ce să-i facă. Altceva decât să-l izoleze, pentru că în momentul ăsta sunt tot căutate soluții și nu există niciun fel de soluție, deocamdată. Deocamdată nu. Nu există, dar picătura a trecut, a umplut paharul și întreaga Europa chiar caută soluții, pentru că nu s-a aștepta nimeni ca un membru, un stat membru al Uniunii Europeană, nu este o piață, în primul rând. Este o uniune de valori. Uniunea democrațiilor occidentale. Democrațiile occidentale fiind noi toți,
ca să înțelegem sigur, foarte bine. Sigur, și nu s-a așteptat nimeni ca vreodată vreun stat membru al Uniunii Europene pe baza acestor valori, pentru că tratatul de la Maastricht despre asta este vorba. Poți să fii tu ai economia cea mai tare, dar dacă nu îndeplinești normele democratice, nu poți să fii în Uniunea Europeană, nu? Așa au crezut cu toții. Și n-au bănuit că vreun stat, la un regim, nu un stat, un regim, întoarce armele și se aliază cu... 10 secunde. Dacă secretarul general adjunct al NATO și premierul României stau la masă, la șpriț, cu putiniștii din România, ce să ne mai întrebăm de Victor Orban? Mulțumesc mult, domnilor. Mircea Ivan, imediat, seară bună!